În luna decembrie 1949, zeci de studenți, profesori sau contestatari ai regimului comunist proaspăt instaurat ajungeau în subsolurile închisorii de la Pitești. Primele stadii ale reeducării au avut loc la închisoarea din Suceava, fiind la scurt timp adoptate la Pitești și cu intensitate mai redusă la Gherla. Deținuții erau bătuți, înjurați, umiliți, privați de somn și de mâncare și erau obligați să recunoască fapte pe care nu le făcuseră. Asta știți că saliva făcea parte din meniul nostru zilnic. Ce însemnează să-ți dea un ceai de mălai și o cană de surogat de cafea, o ciorbă de praz, 125 de grame de pâine și seara o jumătate gamelă de arpacaș? Eram tineri, eram în creștere. Vă fac o confidență. Am intrat în pușcărie la 1,70 m și după ce m-am eliberat, am mai crescut încă 10 centimetri. Deci creșterea era oprită. Ce poate fi mai trist când în noaptea de 14 decembrie 52 călăul Pleșiță împreună cu capitanul Walter au intrat în curte la noi, m-au arestat și ca să vedeți ce grad de cultură aveau, încât s-au repezit să ia politica lui Aristotel, crezând că Aristotel este un filozof reacționar și istoria religiunilor lumii. Securitatea, 6 luni de anchetă, îngrozitor. Țineam genunchii la gură, suflam să încălzim și cu mâinile frecam închietura picioarelor. Noaptea erau anchetele, pentru că atunci este o stare nu prea bună de a te concentra. La închisoare n-aveai voie să te apropii de fereastră, pentru că era santinela de la securitate și spunea fereastră la care ești. Deci stăteai înfometat la marginea patului, slăbit, cu tineta, cu hârdău unde îți făceai necesitățile. Și baia era o dată pe săptămână cu apă călduță. Vă puteți închipui ce însemnează o igienă precară? În închisoarea de la Pitești se punea în aplicare ideea regimului stalinist de lepădarea convingerilor și ideilor politice și religioase ale deținuților și în cele din urmă alterarea personalității până la punctul obedienței absolute. Eu am fost arestat la 6-7 ani după ce reeducarea de la Pitești încetase. Dar am întâlnit în temnițe și lagăre 10 dintre aceia care au trecut pe aici în perioada 49-51 și chiar și în 52. 9 victime și un torționar. Am fost timp de 2 ani de zile cu unii dintre cei care au fost victime acei. Nici unul din cei 10 n-a îndrăznit să scoată un cuvânt despre ororile petrecute la Pitești. Atât erau de îngroziți. Le era teamă să nu se întoarcă cumva acele vremuri. La evenimentul care a rememorat ororile din închisoarea argeșeană a fost prezent și ministrul culturii. Este un sentiment apăsător să mă aflu în această clădire. Istoria nu se poate rescrie, însă, după cum spunea și excelența sa, domnul Mayer Claude, investigarea și conștientizarea capitolelor întunecate ale propriei istorii sunt importante și vindecătoare. Este un proces dureros care necesită timp și căruia mai ales nu îi se pune punct. Mă simt onorat și totodată copleșit să fiu alături de supraviețuitori ai ororilor comunismului. Nici eu, nici altcineva nu poate pretinde că își poate măcar imagina tortura și chinurile prin care au trecut sute de mii de deținuți politici.
Demersul organizatorilor a fost acela de a le spune tinerilor povestea ororilor petrecute în închisorile comuniste și mai ales în cea din Pitești. Foștii deținuți speră ca cei născuți după căderea comunismului să înțeleagă ce a însemnat acest regim și să-și iubească țara așa cum este ea acum.